Tragedia în care o jandarmeriță din Suceava și-a pierdut viața continuă să facă valuri. După ce Cristian Dide, protestatarul din Roșiorii de Vede, simbolul mișcării hashtag rezist, a postat pe Facebook un link cu știrea despre accident și a adăugat mesajul următor: One more down, du-te după Gianni. Gestul lui Dide a atras peste 1800 de comentarii, prin care cei mai mulți îi condamnă atitudinea față de moartea femeii din Suceava, însă alții îi susțin demersul. Cristian Mihai Dide, părerea mea sinceră că ești deplasat. Cei care au fost în piață în 10 august, oare nu au avut copii? Eu am copil și am fost în piață pe 10 august, iar postarea asta mă face să vomit. Astăzi, Dide a revenit cu o nouă postare în care încearcă să își explice gestul. Postarea cu moartea acelei femei este despre voi, nu despre mine. Este despre cei care nu sunt pe teren, sunt în tribune și țipă la jucători cum să joace. Din tribune este simplu. Am știut de la început că este o idee proastă. Nu știu exact de ce am postat, dar când după primele 2 minute au început să curgă comentariile, am decis să văd unde duce chestia asta. Acum, sfaturile mele. Vreți să contați? Faceți ceva. Nu mai uitați așa de repede trecutul și vă delimitați doar că ați citit ceva pe Facebook. Acțiunile sunt în viața reală, nu în postările de pe Facebook. Nu pe Facebook se vede ura, ci față în față. Sper să nu ajung vreodată să mă bucur de moartea unui om, a scris Cristian Dide. Drama i-a marcat puternic pe colegii femei. 50 de jandarmi au depus astăzi flori și lumânări la locul în care a murit colega lor, spulberată de o mașină, pe trecerea pentru pietoni. Nu vreau să te duc! Irinuța! Irinuța nu pleca! Irinuța nu pleca! Este un moment foarte greu. Noi suntem puține cadre militare femei și am avut o legătură foarte strânsă și e destul de greu. Este un moment destul de dificil de depășit și de aceea cuvintele sunt de prisos. Noi ne vom aminti ca fiind o persoană cu un zâmbet frumos, chiar așa va rămâne în amintirea noastră, ca un om cu zâmbet frumos, vesel și plin de viață. Accidentul tragic a avut loc ieri, pe trecerea pentru pietoni din fața Palatului de Justiție din Suceava. Un șofer de 26 de ani a izbit-o violent pe Irina Cristiana a Irinei, care se deplasa cu căruciorul în care o avea pe fiica sa în vârstă de 1 an și 6 luni. În urma accidentului, femeia de 40 de ani și-a pierdut viața, iar bebelușul se află în stare gravă. Șoferul care a provocat accidentul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Pe numele lui, polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.